Din nou în direct, prințul fugar Paul de România ar putea fi extradat de oficialitățile franceze în țara noastră. Un complet de judecată va decide mâine dacă va fi predat autorităților române pentru a-și ispăși pedepsa. Prințul Paul a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în 2020 pentru mai multe infracțiuni, dar a reușit să fugă din țară, fiind prins 2 ani mai târziu la Paris. Un complet de judecată din Franța urmează să decidă dacă Paul Ambro, cunoscut ca Paul de România, va fi extradat în țară pentru a-și săvârși pedepsa. Este a doua încercare a autorităților române de a-l aduce pe prințul fugar în România, după ce tentativele din 2022 au ieșuat. Paul de România a fost arestat de către autoritățile franceze în iunie 2022, după ce a fugit din România, la scurt timp după ce instanța a dictat sentința în dosarul în care era cercetat. Autoritățile române l-au căutat mai bine de un an pentru a-l aresta, în timp ce acesta își ducea nestingherit viața la Paris. Paul Lambro a fost condamnat în decembrie 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și dare de mită. El a fost acuzat că în perioada 2006-2013 s-a asociat cu o grupare infracțională pentru a recupera mai multe proprietăți care i s-ar fi cuvenit în calitate de moștenitor al familiei regale, printre care pădurea Snago, și ferma Băneasa, 18 persoane au fost condamnate în acel dosar. Procurorii care au stabilit că prințul nu deținea niciun drept asupra respectivelor proprietăți, au estimat că statul român a fost păgubit cu aproximativ 145 de milioane de euro.